Zeci de proiecții, dar și filme educative, toate acestea pot fi urmărite în această săptămână în cadrul Astra Film Festival. Ediția aniversară a început cu filmele dedicate copiilor. Astra Film Junior a ajuns în acest an la a 5-a ediție. Zece de prichindei au umplut sala Casei de Cultura Sindicatelor până la refuz, dornici să vadă ce au mai făcut micuții din alte colțuri ale lumii în cadrul filmelor destinate lor. Astra Film Festival este la 20-a ediție. În urmă cu 5 ani am gândit că nu e destul să ne axăm doar pe educația cinematografică în rândul tinerilor, în rândul iubitorilor de film de non-ficțiune. Și de aceea am înființat Astra Film Junior, care este exclusiv dedicat juniorilor, copiilor. Copiii au posibilitatea să vadă prin muzică, prin joc, prin dans, felul în care se raportează copiii din alte țări, din alte culturi la acestea și prin asta să descopere respectivele culturi și totodată să privească introspectiv spre felul în care tratează ei cultura, jocul și muzica din țara noastră. Festivalul Astra Film Junior se dorește a fi unul educativ. Prin asta beneficiază de educație, prin imagine, de educație cinematografică. Vor fi, sperăm noi, viitorii cinefili, viitorii fani ai Astra Film, ai cinematografului în general. Proiecțiile destinate copiilor au loc în fiecare dimineață, atât pentru cei din clasele primare, dar și pentru liceeni.